Europa FM, drum cu prioritate. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și tocmai ce a ajuns și Cătălin Striblea. Ne pregătim pentru o discuție interesantă, Cătălin. Ne pregătim să abordăm un subiect la rațiunea zilei. Sunt foarte curios să ne spui ce ne-ai pregătit azi. Păi bani, cu bani, ce să vă zic? Adică domnii de la putere tot încearcă să facă ceva ca să, cum să zic, să mai reducă din facturile astea de la curent și gaze. Știi? Și reușesc? Există o propunere, o să vă explic în ce constă propunerea, dacă o să reușească sau nu, o să vedem cu timpul. Ei vor să acționeze cât mai repede, da? Acum, hai să zicem așa că, în principiu, e o jumătate de veste bună, știi? Adică o jumătate de veste bună. Pot să vă explic acum dacă... Atunci să înceapă rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. A avut loc o întâlnire între liderii PSD, deci ceea ce o să auziți în minutele următoare ține doar de PSD, care au partea coaliției, și ei au venit cu niște propuneri. În după amiaza asta se întâlnesc cu liderii PNL în coaliție și vor sta de vorbă să vadă dacă propunerea asta venită de la PSD se întâlnește cu cea de la PNL. Ce știm în principiu? Știți că în momentul ăsta... prețul este plafonat la 0,525 de lei pe kilowatt și la 0,37 de lei pe kilowatt la gaze. Primul era la energie electrică. E, acum PSD zice, băi, nu e bine 0,525, vă faceți voi calculele acasă cât consumă fiecare, o să facem 0,303. 0,303 se mulțește cu numărul de kilowatt și se dă mai jos. Și la gaze zic ei cu 0,20 de lei pe kilowatt. Dar atenție, știți că la gaze și la curent e și un plafon de consum. Adică, vedeți până unde consumați, de exemplu, la gaze 2,7 megawatts. Adică dacă tu consumi până la 2,7 megawatts, ai o centrală în casă, acolo îți dă plafonarea aia. Cei peste 2,7, adică ești boier, zice și statul român, bă, nu se mai poate. E, acum vor să umble și la chestiunile astea de plafonare și zic ei, domnule, am făcut noi în sfârșit un sistem care acoperă 90% din populație. Și mai rămân unii 10% care sunt cu dare de mână, dar cu atâta dare de mână eu sincer n-am văzut. Mi-au scris niște oameni săptămâna asta după emisiunile pe care le-am făcut la România în direct și mi-au spus așa că cea mai complicată situație este a celor cărora le expiră contractele în momentul ăsta și trebuie să facă noi contracte. Și mi-au trimis oferte. Deci, un ce îmi vine să râd, îmi pare rău, dar nu știu că e situație dramatică, îmi vine să râd pentru că este de neimaginat. Mi-a scris un cetățean și mi-a spus așa, păi ce, în momentul ăsta plătesc vreo 700 de lei cu noua ofertă în aceeași casă, prețul facturii mele, și nu e o casă foarte mare, vreo 150 de metri pătrați, da? Dar e casă cu etaj cu asta, se duce la 4500 de lei pe lună. Wow, așa creștere. 4500, da, cineva ne-a spus în emisiune că are o casă foarte mare, că a fost o greșeală când și-a construit casa, are 300 de metri pătrați, omul. Mare, i-am zis și eu, mare, mare. Bun, și a zis, domnule, eu sunt și un om mai cu dare de mână, dar ce înseamnă mai cu dare de mână? El strângea în casă, a și spus omul că și-a dat toate datele. A zis, domnule, eu cu nevasta mea aducem 15.000 de lei în casă lunar. Bun, asta e o sumă mare, doar că prețul noua lui ofertă cu care venea gazul era de 7.500 de lei pe lună. 7.500 de lei pe lună, prietene, așa da. Îi venisem. Acum, de asta zic că dacă rămâi în aia 10% cu consum mai mare sau nu sunt acoperite astea, poți să fii cu cât de dare de mână să fii, că nu e că îi afectează musai sau că oamenii aia sunt milionari. Sunt oameni care câștigă niște sume mai mari de bani pentru țara asta, dar nimănui nu-i place să dea 4.500, 5.000, 7.500. Bun, acum, dincolo de problema asta, care rămâne spinoasă, o să vedeți și după ce se aplică calculele astea, mai e chestiunea legată de micile afaceri, da? Care sunt oameni care fac brutării, știu eu, tot felul de oameni care au nevoie de gaz la lucru și de curent electric și care sunt afectați de chestiunea asta. Guvernul, mă rog, PSD și PNL zic că o să caute o soluție acolo, că o să umble la TVA, o să-l coboare la 0% sau chiar sau la 5%, deci pe aici oscilează valorile astea, ca astfel prețul
per factură să scadă momentul respectiv și că vine și un program de stat de ajutor cu plafonări și poate cu bani. Asta ar trebui să se aplice de la 1 februarie, probabil. Deci lucrurile aici nu sunt foarte, foarte clare. Probabil că ne vor comunica în după amiaza asta. Și încă o dată, pe lângă astea, mai e ceva. Instituții, școli, spitale, creșe, toate astea trebuie să plătească facturi. Știi că teatrului de la Cluj-Napoca i-a venit o factură, sper să nu zic o prostie acum, dar parcă era de 700.000 de lei sau ceva de genul ăsta. Era o chestie, nu, cred că exagerez cu 700.000, cred că... Da, oricum, sunt fabuloasă. Sunt fabuloasă, da. Și oamenii se uitau acolo și ziceau, dar cum se poate plăti asta, știi? Și sunt foarte multe în situația asta. Vreau să vă mai zic ceva. Deci de la 1 februarie, deci speră ei că le mai reduc. Dar țineți seama tot timpul că banii ăștia trebuie plătiți. Chiar dacă PSD a lansat astăzi o amenințare la adresa companiilor și a zis, lăsați că vă verificăm noi profitul pe tot lanțul, care cum faceți profit la distribuție, la vânzare, la transport și așa mai departe, tot trebuie să le plătești oamenilor contractele, banii pe care ei cheltuiesc sau îi cer. Banii aia tot noi îi plătim, doar că noi plătim din buzunar, îi împrumutăm la cel mai mare preț pe care îl găsim, că tot mi-a arătat mai devreme. Da, plătim cele mai mari dobânzi la împrumuturi din Uniunea Europeană, așa că o să împrumutăm bani de la diverse bănci din lumea asta, la care o să plătim niște dobânzi foarte mari, ca să plătim chestiunea asta. Înțeleg că e o situație de criză, și aici plătim nevolnicia și, cum să zic, prostul lucru din ultimii 30 de ani. De fapt, despre asta e vorba. Din păcate, dacă datele mele sunt corecte, apropo de dobânzile pe care noi le plătim ca țară, România este pe primul loc cu o dobândă de 5,37%, da. Iar pe poziția a doua este Polonia cu 3,35%, deci avem o diferență mare, da. În timp ce Bulgaria, pe locul 5 în acest top, are o dobândă de 0,44%. Da. Dar știți de ce se întâmplă asta, nu? Pentru că de ani de zile România împrumută bani să plătească, nu investiții, ci să plătească salarii, pensii, dări, tot felul de chestii pe care statul român nu vrea să le taie și a zis, domnule, noi în România își permite. E, uite, își permite până la punctul ăsta. Și n-ați uitat, sper vreo secundă, luna trecută, nu? În decembrie am vorbit, sau în noiembrie, când PSD punea la ANRE pe un cetățean care este de profesie inginer mecanic agricol sau ceva de genul ăsta, adică la ANRE, care se ocupă de curent electric, puneau special, că asta e, toate consiliile de administrație sunt pline de specialiști de la partide. E, rezolvați-o pe asta, băieți, că știu că e complicat aici, e cu matematică grea și cu buzunarele oamenilor. Așadar, de la 1 februarie, ca să trag o linie, există o speranță, așa zic eu acum, că facturile vor rămâne la un nivel normal pentru, sau... cum să zic, pe care îl putem plăti pentru 90% din populație. Mai calculăm până atunci. Și sperăm că se va și concretiza ea, știi? În weekend râdeam un pic și făceam o mică glumă cu câteva mesaje trimise în Marea Britanie de câțiva operatori de energie care le-au sugerat clienților lor să-și țină animalele de companie în brațe, să se încălzească. Le-au trimis șosete și așa mai departe. Deci mi se părea foarte amuzant, dar acum privind aceste prezuri și gândindu-ne la ele, parcă se conturează și la noi. Eu am închis căldura când am plecat acasă, nu? Adică, da. Serios vorbesc. Deci dacă nu suntem niciunul în casă, am închis-o și dăm drumul de seară. Asta e situația. Adică, e foarte dureroasă. Da. Sperăm că totuși vom găsi soluții și că ai noștri și se vor lumina, nu știu. Da. Speranța asta și cu memoare ultima. Exact asta, mă rog. Cam așa ceva. Da. Mulțumim frumos, Gădălin Striblea. Rămânem pe frecvențele Europa FM. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și pe pagina noastră de Facebook Radio Europa FM. We'll be right back.